Nu avem nimic. Și asta e... Îmi spuneți mie ce mi-a spus adineori acum. Ce? Că funcționa mine? Da. Da. Din data de 16 decembrie, noi nu mai avem un act pe acest imobil. Contractul de acomodat a expirat și cu proprietarul nou, cu actualul proprietar, nu a făcut niciun act. Dar de ce să fi vândut dispensarul ăsta? Am înțeles că ăsta e dispensarul vechi, da? După timpul Ceaușescu. Locația asta a fost retrocedată proprietarului de drept care este în București și da, proprietarul l-a vândut acum unei persoane. Care persoană nu a făcut cu noi... Dispensarul vechi, numai că a fost revendicat. A fost revendicat, a fost revendicat exact, și câștigat prin revendicare pe legea 10. Da. Și apoi l-a vândut la... Și acum este vândut, da. Și noi nu avem. Deci nu avem locație pentru dispensar în momentul de fapt. Și ca să semnăm un contract acum cu casa de asigurări, noi nu vom putea. Nu, și deci în situația asta, dispensar, comuna Perieț va rămâne fără medici. Casa de asigurări nu va semna cu noi contract de furnizare de servicii. Deci noi nu vom avea contract cu casa de asigurări. Care semnează contractul dumneavoastră în măsura în care aveți o locație sigură. O locație, ori noi nu avem locație și ca atare nu vom putea semna contract cu casa de asigurări. Asta înseamnă că rămâne comuna fără medici? Normal. Acum care nu deranjează pe nimeni. Așa, asta e. Păi domnul, aveți primar. Aveți primar, aveți... Dacă ar fi al meu... Consilier.